Dragilor, bine v-am găsit la un nou episod de FIFA. De data aceasta o să jucăm FIFA 2017 la prietenul meu Andrei. Salut. Și astăzi e un mers mai special, o să jucăm cu fetele, doamnelor. Abia aleagă ăștia. Ce meci intens, fraților. Nici n-am început bine. Îmi dă gol, nu. Îți dai seama cum se înjură ăsta? Fă! Fraților, este incredibil acest meci. La asta merită 2000 de like-uri. Da, bă, dar nici nu ești tu bine de o lună pe YouTube și vrei 2000 de like-uri la... Glumea. Haideți măcar 50-100 dacă ar reuși. Pentru noi chiar aș fi bine. Aș fi foarte bine, nu te bine. Și nu uitați dacă vă place acest episod, dați un like și abonați-vă la amândoi. La cele două canale. Și mâine o să facem un challenge Amnam la ziua lui Beto, unui prieten de-al meu. Și o să facem și cu Kitty, dacă știți Kitty Vlog, aveți canalul. Și lui Petre, și lui prietenul meu Andrei, și lui Beto, și lui Kit. Ia, uite-te și... Bă, dar fetele astea nu aleargă deloc, bă! Lelene? Vreau să bag o alunecare. Fetele astea sunt cam ale dracu. Stau aici pe spate, fără să zică niciun cuvânt. Dă-o dracu de treabă, fată! Cred că astea sunt ciobani. Ciobane, bă! Ciobane, ciobănete, mai bine zis. Dar nu, am dat mingea în spatele ai lor. Bine. Nu mai e bine. Bă. Gol! Ma, Lloyd. L-O-Y de bă, bă. Zice Loyo. Lloyd. Bă, vreau să mă dau peste cap cu fetele. Ia să încerc, când mai dăm un gol să ne dăm, să încerc să poate fac și ăștia schimbă. Brazilian ce e dreacu. Cred zic că e gol, începem de... Vine Barbara. Ne dau pasa, mă. Fetele astea sunt fenomenale. Deci, fraților, nu vă imaginați cum este. Este așa ciudat. Se confundă cu fete, cu fete. Controlăm fete. Și noi suntem. Dacă eram și noi fete așa, în realitate, da. Da, bă, da, fii tu, eu nu. Mie îmi place. Să nu credeți altceva. Bă, dar dacă vrei să știi, avem și o nouă abonați. Ceea ce e. Vengos. Că nu au prins să-i... Dă-i un gol cu capul. Bă, dacă dădea asta gol cu capul. Cristina, asta-i Cristina Rotaldo. Mă întreb dacă e o Messi pe aici. O Messi. Și foarte. Lionela Messi. Lionela Messiana, mai bine. Lionel. Se potrivesc, mă? Ce? Dacă așa exista. Oh, fuck. Ce interceptează fetele ăștia. Brazilianele mele nu-s bune de nimic. Dar am renunțat eu la echipa mea de bătrâni. Dacă jucam cu aceea echipă, ei nu-și mai vedea. Bă, poate sunt și echipe de bătrâne, mai știi?
Nu știu. Bă, ce căcat e. Ce ai, mă? Până mai vreau să se termină. Da, fraților, nu uitați, dacă vă place acest episod un pic mai special, nu uitați să dați un like. Ce am crezut, am dat gol. Oh, fucking shit! Nu! Tu puteam să mai ne întâlnesc. Puteai, dar n-ai făcut. Oh, fata, de ce o prelungi așa? Oh, fucking... Bă, ce scheme știu pe discanele ăștia. Bă, ce ciobane sunt. Putu-vă, n-ar. Penalti, vreau să vedem un mic penalti cu... Roșu! Vine, Andrei, eu sunt arbitră tâmpită. Vreau să vedem aici un mic penalti, un mic, miculete penalti. Gol! Fraților, i-a ghicit colțul, ați văzut? Uitați-vă da, și-a băgat pe reloare, fiți atenți că i-a ghicit colțul. Că eram sigur că face așa. Dar și-a băgat am atins mingea, dar n-a avut atâta forță ca să împingă. Și aici este revenirea Braziliei. Scuze, braziliancelor. Ca să nu fiu așa necintit. Bă, ce pas am mai interceptat. Dar cum o fi să jucăm la Argentina? O fi una Lionela? Da. Te gândești tu la ceva și după aia... N-are cum să fim Lionela. Bă, Lionel... Tot Lionela ar trebui să o chemi și pe aia, dacă ar fi. Că Lionel e numele de familie. De seama, o fată să o cheme Lionel. Ba da, mă, ce are? Păi, dar n-ai vrea să schimbi numele de familie. Nu zic. Că noroc. Că Barbara în poartă. Această Barbara, dacă stau așa să mă gândesc la... Ăștia mi-am amintit și de fapt de la mine, de la țară. Și cred că o știe și Edim. Sigur știu. Cine nu o știe pe... Nu vreau să spun. Un șut din 16 metri, dar este de fiat. Aoleu, ce plonjon. Bă, ce... Asta a fost schema, dacă vrei să zic. Mai am și pe Barbara 2 pe spate. Hai, Barbara, aici! Vine, taică! Vine, bă! Bă, fă! Proastă care ești proastă. Am jucat ieri cu gogoașe, la gogoașe, la dublu. Te-ai dus la gogoașe? Da. Păi, de ce te mai dus aia dacă ai jucat PlayStation? M-a chemat. Că n-avea câte cu cine să joace în echipă. Și-a jucat cu mine. Ne-am bătut cu 3-2 de-abia. El și cu încă unul, Robby. Fraților, acest meci este echilibrat, foarte de-a dreptul. Oh, fuck! Eu nu trec de jumatea lui, el de-abia trece de-abia. Care se pare că este ca și în viața reală, așa facem noi doi. El mi-a mingea, eu iau mingea. Deci... Până și în FIFA suntem egali. Două dacă le treabă. Și noi suntem frați. Abia suntem verde a întâia, sau de a doua. Sau de a patra gol. Da, nu cred. Nu cred că există. Dar oricum suntem îndepărtați, da. Uita, ei! Și până acum n-am știut nici noi. Și nici nu suntem siguri, dar... Așa... Am auzit de la părinții noștri. Cum ar veni? Ce îi se bate la penalti, ai? Hai! Oricum nu ne mai dăm un gol. E minutul deja 87.
Hai, Barbara. Nu o să facem niște scheme. Bagă-mă ultimul faul. Cam așa. Ia uite bă, Judo. Lasă-mă bine că tu... Că eu ce? Nimic. Penalti, ia să vedem. Cu peișcanele. Oh, eu apăr. Ca fiind Barbara. What the fuck? Hai de capul meu! Oh. E fata asta. Nu, fraților, nu sunt chiar, sunt foarte nobil la penalti. Bă! Dacă dă gol, mă egalează. Bă, prea ce... Oh, 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 nu putea să se ducă în poartă. Oh. Dacă nu dai gol, te rog, bătaie. Trebuie să dai gol. Ho, ho. Bun, fraților, cam ați văzut acest episod. Nu uitați dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Cu voi a fost Edi și Andrei. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa.